numele săptămânii este, în această primă săptămână, Andrei. Felicitări, Andrei! 3 hours later. Și acum, atacul. Nu-mi plac persoanele false și care se victimizează. Și tu, în drum spre această casă, mi-ai spus că o să pui foarte mult accentul pe viața ta, nu știu dacă ai mințit sau ai mai adăugat tu, că la public asta aprinde. Ce riește și cu tine? Deja ai întrecut orice măsură și indirect și de 5 ori pe zi să ne nebunești cu viața ta. Păi ai viața mea, am venit mea, aici frate, să cunosc o fată, nu să-ți aud povestea ta. Am înțeles. Atât am avut de zis. Okay. Mulțumesc, okay, mulțumesc. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Sincer. I love you. 20 de minute, pe urmă s-a făcut frumos, s-a toate. Ai spus tu, Bogdan, da, asta eu o să încerc să aduc mereu un subiect, viața mea din trecut, că la public asta prinde, când te victimizezi, când ești mai necăjit. Vorbele tale la cazare dinainte să venim aici. Reclamă-mă la protecția muncii sau cheamă miliția. 5 minutes later. Lasă ca toată lumea să vorbească. Am zis. Tu știi ce ai trebuit, ce ai trăit. Măi băiete, mă super să știi. Calm. Am zis că mai e rău. Calm. Băi, tânăr, la început de carieră. Calm, gata, calm. Calm că ești bărbat. Știu, ești dar... bărbat. Am niciodată să fac chestia asta, crede-mă. Calm că ești bărbat. Jujițu, mă. Box să-l înveți, nu poezii. Rușine.